Acest mecanism de contare a cheltuielor făcute în 2014 trebuie să va fi o propunere să se aplice și în cadrul celor beneficiari publici, dar și privați. Deci va fi abordarea în ambele zone. Și anume, cei care au sume necesare pentru a derula proiecte din fonduri, să spunem, proprii, și care la final de an, în urma unei analize, vedem exact că au respectat foarte clar regulile de achiziție publică, de impact de mediu, regulile pe care oricum orice proiect să respecte, și dacă acel proiect se regăsește în ceea ce dorim să finanțăm prin programele operaționale respective, atunci vom putea rambursa acele cheltuieli beneficiarului final. Este o abordare care este perfect permisă de regulamentul european pe fondurile structurale. E o abordare pe care am discutat și cu cei de la Comisia Europeană, chiar și cu domnul comisar Hahn, care a spus desigur că poate fi implementată fără niciun fel de problemă. Aici încă discutăm, este o propunere care este încă în fază, să spunem așa, incipientă, dar v-am spus, va fi făcută și pentru privați și pentru publici. Dar primările mici, de exemplu, nu o să aibă bani să se autofinanțeze aceste proiecte, aceste studii de fezabilitate mai întâi. Da, aici am spus că vom veni cu o propunere astfel încât acei beneficiari care doresc să-și înceapă astfel de proiecte să fie sprijiniți, vom găsi un mecanism de finanțare, fie noi vom lua un împrumut, să spunem așa, ca și administrație pentru acele OAT-uri care intră în acest mecanism și după aceea să-l subîmprumutăm. Este o abordare mai simplă și duce la un cost mai mic de finanțare pentru OAT-uri, urmând ca la final de an, unități administrative teritoriale, așa, deci consilii locale. Îmi cer scuze pentru simplificarea. Deci asta este mecanismul propus de noi, astfel încât la final de an, după ce v-am spus aceste lucruri vor fi verificate, Comisia să ne rambursează aceste cheltuieli făcute, astfel încât să nu rămână aceste cheltuieli pe bugetul de stat, ca să nu se ducă către zona de deficit. Să fie incluse pe... Exact. Și asta, astfel, în primul an avem, nu le-am mai regional, putem să avem și pe POSCE, aceeași abordare, și pe capital uman, aceeași abordare. Deci astfel încât statul să vină să avanseze, să spunem așa, sprijinul financiar pentru acei beneficiari care intră în acest mecanism, fie public, fie privat, pe toate zonele, cum am spus, capital uman, POSCE, deci competitivitate și cel legat de consilii locale, astfel încât la final de an să avem deja din primul an un nivel de absorție, să zic așa, satisfăcător. Deja municipiul Bacău a pregătit o strategie pentru accesarea fondurilor și pentru implementarea proiectelor pe 2014-2020 și pot să vă spun că, în general, proiectele pe care le avem se regăsesc în programele operaționale sectoriale, dar și în programul operațional regional, și eu sunt convins că dacă ghidurile care se vor elabora în următoarea perioadă vor ține cont de experiența pe care am avut-o în perioada precedentă, o experiență uneori, hai să zicem, mai puțin plăcută, eu cred că accesarea fondurilor pe următoarea perioadă 2014-2020 va fi mult mai bună. Dar pentru asta este clar că atât Ministerul Fondurilor Europene, cât și autoritățile de management care vor implementa aceste programe operaționale sectoriale și programe operaționale regionale trebuie să țină cont foarte mult de sugestiile, de părerile, chiar și de propunere pe care autoritățile locale le au, ținând cont de experiența avută. De ce nu prea a fost plăcută experiența anterioară? Ce probleme ați întâmpinat concret? În primul rând că am ridicat și astăzi problema că sunt foarte multe autorități de control, că sunt foarte multe autorități care, deși își pun viza pe documentații, apoi acestea nu răspund, și aici mă refer ANRMAP, UCEVAB, Curtea de Conturi, Auditul Curții de Conturi și așa mai departe, și chiar alte autorități. Deci eu cred că odată ce o documentație, un proiect a respectat în tocmai indicațiile din ghid, plus indicațiile pe care autoritatea de reglementare a achizițiilor publice și apoi UCEVAP, Ministerul Finanțelor, practic trebuie ca împreună aceste autorități să aibă răspunderea
pe ceea ce își pun viza. Despre asta este vorba. Ori dacă nu, să existe o singură autoritate de control și atunci lucrurile se simplifică foarte mult. Și am ridicat această problemă și să știți că eu sunt convins că se va ține cont despre acest lucru. Dacă nu, cu siguranță termenii de implementare acestor proiecte vor fi foarte lungi datorită faptului că există foarte multe contestații și uneori în instanță ajungi și la 2 ani de zile până vei afla un răspuns. Da, este foarte bună această întâlnire cu domnul ministru Teodorovici la inițiativa Institutului de Politici Publice, pentru că pe baza unei experiențe a acordului cadru de finanțare în perioada 2007-2013, din învățămintele trase, din experiența pe care am avut-o cu toții împreună, iată că s-a prefigurat acordul de parteneriat 2014-2020, material document care va fi trimis în curând la Comisia Europeană. Ceea ce este important este faptul că se va miza în continuare pe dezvoltare. Urmează ca Ministerul Fondurilor Europene să stabilească și alocările financiare pe programele operaționale și celelalte programe, pe programul operațional și pe celelalte programe. De asemenea, să stabilească și sumele care vor fi repartizate pe regiunile de dezvoltare. Sigur că Bucureștiul va primi o sumă mai mică, având în vedere nivelul de dezvoltare, dar noi avem deja pregătite proiecte pe care le începem și vestea bună pe care am primit-o este aceea că acele proiecte care întrunesc toate condițiile de eligibilitate pot fi finanțate la sfârșitul anului sau începutul anului viitor, dacă ele se execută în condițiile prevăzute de lege. Deci toate autoritățile locale vor putea să pornească proiecte eligibile pe axele din acordul cadru de parteneriat pentru 2014-2020 și vor fi restituite sumele la sfârșitul anului sau începutul anului viitor. De aceea noi avem și câteva proiecte pregătite deja, mai ales în domeniul infrastructurii, în domeniul infrastructurii educaționale, pentru că există o axă specială și sunt fonduri pentru asemenea proiecte. De asemenea, pe infrastructura socială se vor aloca resurse importante în acest domeniu, mai ales pentru dezinstituționalizarea marilor centre care adăpostesc copii, bătrâni și așa mai departe, ceea ce este de asemenea un lucru foarte bun. În același timp se are în vedere și finanțarea unor proiecte care țin de competitivitate și de pregătirea forței de muncă. Este un lucru bun pentru că va pregăti în continuare puncte noi și centre de dezvoltare urbană și centre de dezvoltare care să asigure un nivel mai ridicat pentru oameni. Apreciez în mod deosebit această întâlnire și vă felicit și pe dumneavoastră când sunteți partenerii unui asemenea demers foarte, foarte important. Cam care, la ce sumă se ridică proiectele pe care le aveți în pregătire, așa, orientativ? Noi, la momentul respectiv, avem pregătite proiecte împrumutativ de 10 milioane de euro. Și, în continuare, pregătim pe axele care acum s-au devolat mai mult, adică s-au pregătit, sunt în definitivare. Urmează ca până la sfârșitul lunii mai, inclusiv Comisia Europeană să dea verdictul asupra acordului de parteneriat și atunci toate lucrurile, bineînțeles, sunt dezlegate. Important, de asemenea, că în această perioadă se lucrează și la ghidurile solicitanților, ceea ce este, de asemenea, foarte bine, pentru că aici se precizează toate criteriile, toate lucrurile care țin de eligibilitatea unui proiect. Și unitățile administrativ-teritoriale vor avea posibilitatea să vadă în mod concret care sunt proiecte eligibile. Noi știm pe baza experienței de până acum, am avut în ultimii ani 15 mari proiecte în valoare de peste 200 de milioane de roni, ceea ce produce dezvoltare. E un lucru foarte bun.